Under History este un alt eveniment mult așteptat organizat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara. Un concept nou care mixează prezentarea unor artefacte din colecțiile muzeului și a informațiilor despre acestea cu elementele din tehnica digitală contemporană și concerte. Toate acestea vor crea o seară de neuitat pentru toți cei prezenți pe 28 mai în zona Expo Lapidar a Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva. Aflat la cea de-a doua ediție, Under History este evenimentul așteptat cu nerăbdare de oameni de toate vârstele și de pretutindeni. Și nu este de mirare pentru că organizatorii au adus de fiecare dată ceva nou, inedit și interesant la evenimentele pe care le organizează. Cei care vor fi prezenți pe 28 mai de la orele 19:30 la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, în zona Expo Lapidar, vor descoperi, pe lângă artefactele din colecțiile muzeului, și secretele unui fenomen mistico-religios, și anume șamanismul. Dacă anul trecut am vorbit în general despre ceea ce înseamnă tabu, adică lucruri mai puțin știute din evoluția umană, anul acesta ne vom concentra pe o parte a acestui tabu și anume despre pe ceea ce înseamnă șamanismul. Șamanismul este un fenomen religios, mistic, care a marcat evoluția omului încă de la începuturile sale. Cele mai vechi dovezi, ca să zicem așa, ale șamanismului ar fi încă din paleolitic, adică din perioada de început a omului, și aceste dovezi pot fi văzute pe peșterile pictate, picturi care înfățișează tot felul de personaje care au trăsăturile unui șaman. Șamanismul însă s-a extins ca religie în perioada primei epoci a fierului, în perioada generică, să zicem, scitică, și în zona aceea ce numim astăzi Munții Altai și în zonele de stepă. Organizatorii le-au pregătit și concerte susținute de ROA și ZO. Paul Surdulescu va asigura o instalație inedită New Media care va combina numele și logo-ul Under History cu imagini remixate ale obiectelor istorice și traduceri ale inscripțiilor pe monumentele expuse în lapidarium. VJ Burger va augmenta concertul trupei ROA cu proiecții digitale generative. Va fi o reconstituire al spațiului și modului în care șamanul își realiza ritualul său. Apoi totul va fi completat sau va merge și în paralel cu proiecții digitale, deci atât aducem istoria, dar spusă printr-un mod cât se poate de contemporan, și anume prin proiecții digitale și instalații New Media, care vor cuprinde, pe lângă logo-ul evenimentului și pe lângă detaliile acestea despre șamanism, și niște mesaje, tot cu caracter spiritual, dar de data aceasta din epocă romană, mesaje care se află pe monumentele expuse în zona lapidariumului din muzeu. Iar totul, încă o dată spun, va fi completat și de muzică live, muzică live susținută de ZO, care este un DJ de-al nostru, ca să spun așa, din județul Hunedoara, și bineînțeles cireașa de pe tort sau cei care sunt invitații speciali, este vorba despre trupa ROA, Rise of Artificial. Under History este evenimentul prin care se dorește promovarea muzeului, orașului și, de ce nu, a județului. De asemenea, în viitorul apropiat se dorește transformarea lui într-un mare festival. Intrarea este liberă, astfel că toți cei care doresc să participe vor fi alături de ei.